Evanghelie și de la Sfântul Apostol și Evanghelie Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan. Și în clipa când ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel, pogorându-se peste dânsul, și glas din ceruri s-a auzit, zicând: Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care bine a voi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.